coriștii de la Biserica Romano-Catolică, cor care se numește Bátori István. Este condus, acest cor este condus de domnul Oro Zoltán. În urmă cu mai bine de 100 de ani, mai exact în anul 1890, un grup de călugărițe catolice venite din Germania au pus bazele acestui cor. De-a lungul timpului, pe lângă piesele din repertoriu sacru, ei au început să cânte și piese din repertoriul laic, compoziții laice, care au sunat armonios, melodic, iar în această seară vor interpreta pentru început Betlehem primește-L pe Iisus, purtându-ne astfel pașii spre cetatea Betlehemului, acolo unde s-a născut Mântuitorul, după care vor interpreta două piese în limba latină. Dumneavoastră știți că în Biserica Romano-Catolică multe slujbe sau partea ritualului se desfășoară și în limba latină. Cea de-a doua piesă va fi Adeste Fideles, în traducere Veniți creștini, și Transeamus. Vă urăm succes și să-i aplaudă.
Gloria in excelsis Deo, mărire întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace. Acesta a fost mesajul îngerilor, corul Bisericii Romano-Catolice, a încheiat scurtul moment muzical pe care l-au pregătit pentru acest spectacol. S-au pregătit să aducă laudă lui Dumnezeu și să vorbească despre minunea din Betleem, corul condus de domnul inginer Ioan Chiorian, corul Bisericii Greco-Catolice, gazdele noastre minunate din această seară. Colindele sunt împărțite de specialiști în cântece de stea și colind. Cântecele de stea vorbesc despre minunea întrupării, despre închinarea magilor, despre nașterea pruncului Iisus. Iar colindele vorbesc despre bucuria pe care acest eveniment a produs-o în sufletele oamenilor. În continuare, corul Te Laudamus al Bisericii Greco-Catolice va interpreta trei piese compuse de maestrul Marius Cuteanu, cel care a înființat acest cor în urmă cu 75 de ani. Anul acesta ar fi împlinit maestrul 100 de ani, precum România. Pentru început, colindul Ziurel de zi va răsuna în această frumoasă biserică, unde ei dau răspunsurile la Sfânta Liturghie. Vor continua cu cântec de Crăciun și Săltați câmpuri. Thank you.
De la Biserica Greco-Catolică și cred că sunteți în asentimentul meu atunci când afirm că aceste colinde au o profundă semnificație în cultul și viața bisericii. Ele propovăduiesc bogate învățături scripturistice, iar acest spectacol, spun eu, că generează mai multă emoție decât oricare alt spectacol. Pentru că atunci când auzi versurile unei colind, chiar dacă nu știi cuvintele, nu le știi ad literam, ți se pare foarte cunoscut, ți se pare că le-ai mai auzit cândva într-o memorie de mult pierdută, care te duce, așa cum am spus la început, pe ulițele copilăriei. Vin să ne încânte coriștii de la Biserica Reformată din Șimleu Silvaniei. Corul se numește Banfi Laslo. M-am mai spus și în alți ani că numele acesta este al baronului, al boierului care a dat pământul pe care s-a construit biserica. Corul este condus din anul 1999 de domnișoara Pap Ilona. Le urăm succes! O, și eu, mi-e
așa cum am prevăzut, spectacolul corurilor religioase din această seară s-a încadrat într-o oră și 30 de minute. Dar în continuare, elementul de surpriză, sper că sunt prezenți, un grup de tineri frumoși, grupul Axios. Sunteți? Cred că surpriza e de partea lor, sau din partea lor. Dacă încă nu... erau la subsol. Sunt tineri, absolvenți ai Academiei de Muzică, prin urmare partea artistică este... are nevoie de încălzire. Până când vor veni tinerii de, care formează grupul Axios, îl invit pe domnul primar al nostru să înmâneze diplomele de excelență dirijorilor, corurilor care au evoluat în această seară în fața dumneavoastră. În ordinea intrării în scenă, domnul Albu Traian, vă rog pe toți să veniți în față. Îmi face deosebită plăcere, da, merg în dreapta. Vă aduc diplomele. Aș vrea să vină toți dirijorii în față. Domnul Albu Traian a primit în acest an titlul de cetățean de onoare al orașului și Șmeu Silvaniei. Domnul Daniel Lucuț domnul Samuel Bucur, l-a lăsat pe Sorin Bucur, domnul Oro Zoltan, domnul inginer Ioan Chiorian și doamna Ilona Papa. În acest secol în care cred eu că cuvântul de ordine ar fi confort, acești oameni sunt neobosiți și adună în jurul lor alți oameni care ne transmit bucurie și fericire. Domnule primar, vă rog să ne transmiteți ceva în ajun de sărbători. Onorată asistență, sigur că este un moment de emoție pentru a 24-a oară concertul de colinzi al orașului nostru și este, o să mă fac purtătorul de cuvânt al celor care n-au fost în fața altarului și am să le mulțumesc din suflet tuturor pentru că în spatele acestui efort, în spatele acestei prezentări, acestor colinzi pe care domniile lor ni le-au prezentat în această seară, evident că stă o muncă de zile, săptămâni, luni și ani de zile. Vă mulțumesc din suflet pentru aceste clipe minunate. Este momentul în care fiecare dintre noi ne străduim să ne deschidem sufletul pentru această mare sărbătoare a noastră a creștinilor. Încercăm, ne străduim să fim mai buni, câteodată și reușim, câteodată nu reușim, dar una peste alta și milioanii sunt niște oameni foarte deschiși la suflet și le mulțumesc pentru că în această perioadă importantă se gândesc că există și oameni care nu sunt așa de sănătoși ca și ei, sunt oameni care nu sunt așa de, n-au o situație materială atât de bună ca și ei și au reușit prin multe momente de caritate, prin multe evenimente care au avut loc în oraș în ultimul timp, să-i facă pe cei mai năpăstuiți, să-i facă mai fericiți. Vă mulțumesc, vă doresc tuturor din suflet să aveți sărbători liniștite alături de cei dragi. Este sărbătoarea Crăciunului în care se adună toți oamenii dragi, se adună familiile și se bucură împreună de nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Încă o dată le mulțumim corurilor din oraș și nu în ultimul rând, sigur, va urma un moment foarte foarte important și plăcut inimilor noastre, apoi spectacolul. Sărbători fericite! Mulțumim!
Niciunde Crăciunul nu este mai frumos decât acasă și în acest an, Justin Pop, băiatul părintelui Mircea de la Biserica de la Spital, i-a adus acasă pe prietenii săi cu care împreună formează grupul Axios. Vă invităm în față. Ei sunt artiștii pe care despre care v-am vorbit. Ei dau răspunsuri la liturghiile care se oficiază în Biserica Schimbării la Față din Cluj. În această perioadă ei se află într-un mini-turneu. Vestesc nașterea Domnului în țară, în străinătate. Ieri au fost la Vișeul de Sus, au susținut un minunat concert sub conducerea sopranei Rodica Balteș. Iar în această seară, chiar las momentul surpriză să ne încânte cu piesele pe care le-au pregătit, mi-ar plăcea să îi prezint. Categoric nu vor lipsi colindele scrise, colindele pe versuri de Radu Gir, le știți, cele care au fost virale anul trecut pe internet, vin colindătorii și a sosit și aici Crăciunul. Poezia închisorilor merită să fie descoperită, iar Radu Gir este unul dintre poeții români care merită să fie citit. Prin urmare, Roxana Chicidea, soprană, Antonia Doboacă, alto, Justin Pop și Horațiu Berindean, tenor, și Gabriel Cenușă, bas. Succes și bine ați revenit acasă!
Mm-hmm.